Luptele libere ocupă locul 5 într-un clasament al contribuției sporturilor la zestrea olimpică a țării noastre, iar în ultimii ani la rampă au ieșit și fetele. Astfel că la Cupa României, lupte feminine U15, Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin a avut două participante prin sportivele Borugă Elena și Păiuș Sofia. Borugă Elena și Păiuș Sofia sunt două sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin, care ne demonstrează că se poate face performanță. Antrenoarea lor, Bogasieru Elena, este mândră de elevele sale și astfel de rezultate sunt răsplata muncii sale. Aceasta spune că secretul performanței este experiența. La Cupa României Lupte Feminin U15, Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin a avut două participante prin sportivele Borugă Elena și Păiuș Sofia. Sportiva Păiuș Sofia a câștigat această medalie disputând 5 meciuri și pierzând unul singur. Aceasta a participat în prima zi. În următoarea zi a intrat în concurs și sportiva Borugă Elena, pierzând semifinala cu 2-1 și luptându-se pentru bronzul categoriei 54 de kilograme. Așa că sportivele de la lupte și-au confirmat din nou valoarea la o competiție pe țară de lupte libere. Luptele libere se numără printre cele mai vechi discipline sportive, în peșteri fiind găsite picturi cu luptători datând din anii 3000 înainte de Hristos.